Alocarea celei de-a doua tranșe în valoare de 480 de milioane de lei pentru achitarea aparatului de radiologie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman a ajuns în faza contrelor politice. Așa cum se știe, grupul PNL din Consiliul Județean a venit cu un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț, prin care propune alocarea banilor necesare achitării celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman. Ieri, în cadrul ședinții ordinare a Consiliului Județean, eu, în calitate de consilier județean, împreună cu colegii mei din grupul PNL, am făcut un amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2016, amendament prin care am cerut relocarea unor sume de bani către Spitalul Municipal de Urgență Roman în vederea achitării celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie, care se află deja în custodia spitalului și așteaptă doar ca să se achite această a doua tranșă ca să poată fi pus efectiv în funcțiune. Amendamentul susținut de cei 13 consilieri județeni PNL prezenți la ședință s-a lovit de votul negativ al majorității consilierilor PSD, PMP și ALDE. Din păcate ne-am izbit de refuzul colegilor care formează majoritatea în momentul de față la Consiliul Județean. Dar am obținut o promisiune, să spunem așa, că la prima rectificare vor ține cont și de doleanța noastră. Să sperăm și cu ajutorul dumneavoastră a presii, a mass mediei, să putem crea presiunea necesară față de cei din conducerea Consiliului Județean ca să plece un pic și spre nevoile cetățenilor din municipiul Roman și nu numai ei. La proiectul de rectificare bugetară s-au alocat bani pentru o serie de investiții care, în opinia liberalilor, mai puteau aștepta. Problema nu asta ar fi problema. Noi am și subliniat ieri în cadrul ședinții faptul că s-au alocat sume pentru niște investiții care ar fi suportat o amânare, gen un autoturism, un sistem de supraveghere video în valoare de 80-100 de mii de lei, alte astfel de investiții care, după părerea mea, ar fi suportat și a noastră, a Consiliilor de PNL, ar fi suportat o amânare. Bun, la asta se adaugă și faptul că Spitalul Municipal de la Roman n-a putut contracta servicii de radiologie din cauza faptului că nu este pus în funcțiune acest aparat, care zace de jumătate de an în curtea spitalului. Așa este. Și mâhnirea și supoarea noastră, în special a mea, a fost și mai mare, cu cât am văzut că ceilalți consilieri din partea PSD-ului, care sunt din zona Romanului, doamna Oana Bulai, domnul Manoliu, domnul Corduneanu, s-au opus cu o vehemență tratând subiectul strict în termeni politici. Consilierii liberali au solicitat colegilor din Consiliul Județean să înțeleagă necesitatea prioritizării alocării bugetare. În opinia lor, alocarea celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie ar fi trebuit să se facă cel târziu în ședința ordinară a Consiliului din 29 iulie, ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile contractului de achiziție, s-a intrat deja în etapa penalizărilor de întârziere. Am făcut un apel la către dumnealor în sensul de a lăsa orice orgoliu politic deoparte, dar din păcate asta a fost decizia dumnealor să o pună la amendamentul nostru. Bine, am să-l sun pe domnul Manoliu, care a promis ferm că va face aceste alocări. Să vedem ce părere are. Din păcate a rămas doar la capit nivelul de promisiuni. Ieri vă spun concret, în plenul ședinței s-au opus, din contra, a și venit cu o replică foarte acidă la propunerea mea, cum mi-am permis eu să cer bani pentru Spitalul Roman când bugetul Consiliului Județean și așa este cum este. Curioși să aflăm care au fost rațiunile pentru care și consilierii PSD trimiși de Romașcani în Consiliul Județean au votat împotriva amendamentului pentru achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie, am reușit să aflăm opinia consilierului PSD Eduard Corduneanu. Acesta a recunoscut că, fiind ales pe listă de partid, a fost nevoit să voteze așa cum s-a decis la nivelul grupului PSD-PMP-ALDE, adică politic. Prioritate la prima rectificare. V-am spus în timpul ședinței, dacă ați participat la ședință,
Da, dar nu uitați că Spitalul Roman se află în faza de contractare cu Casa de Asigurări și n-a putut contracta servicii radiologice pentru că noi stăm de jumătate de an cu aparatul ambalat în timp ce... Răspunsul lui l-a dat președintele Consiliului Județean, va fi o prioritate, adică era bugetul deja făcut. Consilierul social-democrat a recunoscut că, deși este romașcan, a candidat pe listă de partid, motiv pentru care este normal să se supună deciziilor luate la acest nivel și să voteze în conformitate. La întrebarea firească dacă, în calitate de romașcan, în cazul în care va avea nevoie personal sau cineva apropiat de serviciile medicale ale Spitalului Municipal, nu va avea mustrări de conștiință despre modul în care a votat, acesta a replicat iritat că nu înțelege de ce îi se reproșează opțiunea politică. De menționat că la fel au votat și consilierii romașcani Ioana Bulai, Dan Manoliu, Florin Grumăzescu, care reprezintă Romanul și zona în Consiliul Județean.